Băieți și fete, am găsit baza secretă a youtuberilor români în Minecraft. Ați auzit foarte bine, frați și surori, bine ați venit la un nou episod special de Minecraft la mine pe canal. Ei bine, băieți și fete, în clipul de astăzi vom face ceva foarte interesant, mai exact urmează să intrăm în baza secretă a youtuberilor români. În momentul de față mă aflu pe o hartă pe care am primit-o de la un abonat și ideea mi s-a părut foarte mișto, fraților, pentru că nu este baza secretă a unui YouTuber român sau a doi YouTuber români, ci este baza secretă a mai multor YouTuber români. O să fie foarte mișto și totodată să vedem care este treaba și cine se află acolo. Ei bine, băieți și fete, eu m-am spawnat în acest video și după cum puteți vedea, la ușa mea se află pisica Miau Miau. Hai să vedem care e treaba și care e povestea hărții până la urmă, pentru că nu știm absolut nimica. Bună dimineața, pisica, care e treaba cu tine pe aici? Bună, Marius, nu te-aș deranja niciodată, crede-mă, doar că ce se întâmplă acum este oribil și tu cred că e singurul care poate rezolva toată această problemă. Hopa! YouTuberii și-au făcut o bază secretă și din câte am auzit și am înțeles, se întâmplă lucruri de nedescris acolo. Din păcate, este și iubitul meu acolo și asta mă sperie foarte rău, doar că nu e singur, printre ei se numără și Irafael, I Hate Pink, X-Lader și nu știu ce să mă fac și e singurul la care am putut apela pentru că știu că tu ești YouTuber și poate vor avea respect față de tine. Am auzit că ieri ar ține niște oameni ostatici, dar chiar nu vreau să cred asta. Dacă o voi lua pe drumul verde din dreapta, la un moment dat vei ajunge la baza lor. Eu nu vreau să mă duc pentru că mi-e frică că poate îmi vor face ceva. Te rog, fă-i să revină la normal, la normal. Înainte să sari în bază, o să ai un chest pe care ți l-am pregătit eu cu niște unelte folositoare în caz că situația devine mai nasoală, ceea ce nu-mi doresc. Ok, fraților, deci povestea este destul de clasică. Este o bază secretă la mine în oraș și se întâmplă chestii ciudate în ea și eu trebuie să mă duc să văd care este treaba. Ok, deci după cum puteți vedea, mamă, băi, sunt foarte, foarte, foarte mulți youtuberi pe aici. Hai să vedem care este treaba. Deci aici, deci fraților, după cum puteți vedea, pisica mea mi-a lăsat aici niște iteme foarte importante, mai exact o armură full de diamond și de netherite, avem și niște golden apple și niște prăjiturile de astea, băgăm un golden apple și sărim în această bază secretă. Hopa, am sărit și după cum puteți vedea, boys, primul om care ne apare în cale este este frățiorul X-Lader. Hai să vedem care-i treaba. Wow, dar pe cine avem noi aici? Bine ai venit în baza secretă a youtuberilor. Aici se pune la cale un mare plan de a cuceri tot YouTube-ul, doar că nu-l vei putea afla până nu vei ajunge la șeful youtuberilor. Hopa! Ok, deci asta se întâmplă de fapt în baza asta. Este un plan să cucerești tot YouTube-ul, însă eu nu-l voi avea până nu voi ajunge la șeful mare. Și nu e nimeni care strece prin cap, crede-mă. Pot începe cu camerele, majoritatea vei găsi și YouTuber sau lucruri pe care YouTuberii le-au făcut. Dacă ar fi fost după mine, eu ți-aș fi smuls capul de pe umeri acum, dar am ordin să nu o fac. O să dai de greutăți în această bază, să nu crezi că totul este rău și să nu crezi că nu avem gardieni bine antrenați. Acum să vedem dacă ajungi la șeful YouTuberilor, vei putea afla planul. Dacă nu, vei muri aici. Om tri și om vedea. Boys, deci eu trebuie să ajung la șeful youtuberilor, însă nu știu cine este șeful youtuberilor. Pă, băiți, pe atunci mie îmi sună challenge. Vreau ca toată lumea care a ajuns până aici la videoclip să scrie chiar acum la comentarii. Vă aștept, boys, 5 secunde. Toată lumea, bă, da, toată lumea care se uită să oprească și să zică cine crede că este șeful youtuberilor. Acum vă dați seama că X-Lader sau pisica mea, miau, nu cred că e. Adică, gen, nu zic că nu e, că după poate îmi ziceți, Marius, ai zis că nu e, nu știu ce. Băi, nu cred că este, știi ce zic. Adică, asta este părerea mea. Hai să mergem mai departe. Eu cred, boys, că șeful youtuberilor este Max Infinite. Așa cred eu. Nu, asta înseamnă cu, nu înseamnă că asta e adevărat, însă așa cred eu. Hai să vedem care este treaba. Prima dată avem camera lui Irafael, boys. Uitați-vă, aici își filmează el videoclipurile. Let's go. Hey, Marius, tocmai a intrat în umila mea cameră. Nu se întâmplă lucruri foarte uimitoare aici. Sincer să fiu, eu nici nu am vrut să mă alătur acestui grup de youtuberi cu acest plan, doar că suna foarte promițător și dacă va ieși, tot ce pot să spun că toți ceilalți, inclusiv tu, mă rog, nu e de bine pentru voi. Atât pot spune. Mamă, deci boys, ei vor să acapareze toată platforma YouTube și să fie numai ei, am înțeles. Atât pot spune, dar momentan eu chiar vreau să fim prieteni noi doi. Dacă vei ajunge să afli cine este șeful și care este planul, tu vei decide dacă vom mai fi prieteni sau nu. Dar până atunci, multă pace și respect, frățiorul. Boys, Rafa, ca de obicei, și cum e în videoclipul de pe YouTube, este foarte, foarte de treabă. Hai să mergem mai departe. Let's go, boys. Am trecut de camera legendei YouTube-ului și avem aici camera era provizilor. Ok, ok. Și aici este un fan angajat.
Ok, deci este un fan și ăsta Lichid Magic. Care-i treaba aici? Salut, eu sunt un fan angajat de către YouTuber pentru a prezenta această cameră oricui vrea să vadă ce este în ea. Ei bine, probabil deja ai aflat că YouTuberii au un plan măreț și pe perioada creierii acestui plan ei nu doar că se gândesc la ce să facă, ci se și antrenează intens, au o dietă strictă în care nu au voie să mănânce nimica și au voie doar să bea lichidul magic care este în sticluța fixată pe butoaie. Și ce să fiu, n-am încercat niciodată acest lichid pentru că mi este foarte frică, deoarece am auzit discuții între YouTuberi, iar ei spuneau că are niște efecte adverse foarte rele. Mamă, boys, bă, deci eu sunt foarte curios care-i planul ăsta. Deci, hai să ne gândim. Deci vor să acapareze tot YouTube-ul. Băiatul ăsta îmi spunea că au o dietă strictă și că bea nu știu ce lichid magic. Ok, eu nu vreau să văd ce aici. Ok, lăsă mai bine aici, boys. Habar nu am care-i treaba. Băi, nu-mi vine, nu îmi dă în cap. Băi, ce naiba se întâmplă aici? Care este mărețul plan? În fine, avem aici camera lui Hate Pink. Ok, salut, băi, Pink. Dar pe cine avem noi aici? Marius Ian cu marele YouTuber cu videoclipuri creepy, dar și cu videoclipuri cu Minecraft. Ok, trecând peste asta, știu că te întreb ce naiba caut eu aici. Păi la mine este un pic mai diferit decât la Rafael, pentru că eu chiar mi-am dorit să fiu implicat aici și în tot ceea ce înseamnă crearea acestui plan. De ce? Ei bine, mi se pare o oportunitate imensă de a face o groază de vizualizări și bani. Mamă, pui să curios care-i planul ăsta, băi, tot zic de plan, dar nu știu care-i planul. Probabil te aștept să dau informații despre plan, doar că nu o voi face, pentru că dacă șeful nostru ar afla, m-ar spânzura de viu să nu. Așa că mai încerc la cineva, mai știi, poate. Mamă, boys, deci nici ai Hate Pink nu e șeful, nu? Pentru că a zis că șeful meu mi-ar face nu știu ce. Deci nici el nu e șeful, deci el a picat. Ok, hai să mergem mai departe. Sau, boys, poate e ca într-un serial de ăla cu mister. Bă, nu știu ce să cred, man. Mamă, cât de mișto e harta asta. Bă, nu știu ce să cred. Poate el e șeful, știi ce zic? Și a zis așa că șeful meu numai așa ca să mă pună în eroare. Ok, hai să mergem mai departe. Avem aici camera lecturatului. Hopa, aici este lectură de la A la Z. Salut, Bandi, bă, hai să vedem care-i treaba. Salut, poate ți se pare puțin ciudat că eu sunt în această bază și nu te-ai fi așteptat la asta. Dar după cum știi, Andra, soția mea, tocmai a născut. Și când am auzit că după urma acestui plan ne putem îmbogăți cu toții, nici nu am stat pe gânduri, pentru că vreau să ofer copilului meu cel mai bun viitor. Așa că trebuie să fac sacrificii și voi face asta ca să fie posibil. Ce drăguț, boi, ce drăguț. Chiar dacă asta poate înseamnă să sar cum la gâtul tău să te omor, aș face tot pentru copilul meu. Și pe lângă asta, tot ce ți-am spus mai sus, șeful nostru. Bă, și el zice șeful nostru. Deci nici el nu e șeful. Băi, nu știu ce să cred, man. Cel despre care probabil tot auzi este unul foarte capabil și sunt sigur că totul va merge conform planului. Mamă, băi, nu știu ce să cred, bro. Poate el e șeful, man, și face doar așa, man. Cine e șeful, bro? Holy shit, băi, e prea mult mister, bro. Cine este șeful, man, că eu nu înțeleg. Ok, băi, toată lumea e suspectă. Nu pot să zic că lectură și cu I Hate Pink acum nu mai sunt suspecți, pentru că poate ei sunt. Însă, în fine, hai să mergem mai departe. Ce avem aici? Arma secretă! Hopa! Și înăuntru e Max Infinit, băiatul pe care îl bănuiesc eu că e șeful. Hai să vedem. Ia zi, bă, Max Infinit, frățiu, care e treaba? Ciao, Marius! Știu că te-ai fi așteptat ca eu să fiu șeful! Și-a dat seama. Era clar că eu mă aștept la chestia asta. Ok, așa. Să fiu șeful acestui plan sau acestei baze. Dar din păcate pentru mine nu sunt eu. Bro, dar cine e? Cine e dacă nu e el? Și e posibil să vrei să afli că de acest plan că eu sunt numit arma secretă. Ei bine, pentru că care a crezut că-ți voi spune. Da, nici asta nu spune pentru că îl bate șeful. Băi, cine e șeful, bro? Dacă vrei să afli, trebuie să ajungi la șef. Nu așa de simplu cum crezi tu. Șeful îți va dezvălui totul când vei ajunge la el. Rectific, dacă vei ajunge la el. Ok, boys, deci toată lumea are motivele. Toți au motivele lor. Însă nu-mi zice nimeni cine e șeful acestei baze secrete. Ok, hai să vedem care e treaba. Opa, acolo în față văd ceva. Avem aici mere de aur enchantate. Hai să vedem cine este fana angajată în camera cu mere de aur enchantate. Pe care fii atent că o să ciordești și eu puține, știi ce zic? Că poate n-am vreo problemă așa că le ciordesc. Hai să vedem. Bună, știu că ți se pare extraordinar de ciudat și nebunesc să vezi atâtea mere enchantate la un loc. Hai să-ți explic care este faza cu ele. Acestea sunt doar una dintre multele recompense pe care youtuberii le vor primi dacă vor respecta ce spune șeful. Hopa!
Deci pe lângă vizualizări și bani, boys, și popularitate, vor primi și premii, ok? Și vor face totul exact cum spune, planul și nici nu cumva să-ți treacă prin cap să încerci să furi vreunul dintre aceste mere, pentru că șefului nu-i va plăcea asta deloc. Sora mea, prea târziu, deja am furat merele, însă cine-i șeful, bro, băi? Băi, deci efectiv în capul meu e un mare semn de întrebare. Și avem aici labirintul roșu, hopa, deci deja am trecut de camerele fizice și bănesc o să trecem la ce. Hai să vedem, fata a angajat-o doi. Eu filmez chestia asta, boys, nu? Deci deja filmăm de 10 minute, mi se pare insane. Hai să vedem. Tocmai a ajuns la labirintul roșu, primul challenge pe care șeful youtuberilor l-a pus în această bază. Nu este nici cel mai greu labirint existent, dar nici cel mai ușor. Culoarea roșie vine de la sigla YouTube-ului pe care noi toți o îndrăgim și o iubim. Alți youtuberi care au încercat să treacă acest labirint au dat rage la un moment dat și au renunțat. Să vedem dacă și tu vei fi în aceeași poziție ca și ei. Hai să vedem care-i treaba. O să mergem în labirint. Opa. Ok, să mergem pe aici. Bro. Opa, în fața acolo e Shelly, bro. Gen, se vede așa foarte puțin, să eu văd că e Shelly. Cum ar fi ca Shelly să fie șeful youtuberilor? Opa, pe aici trebuie să o iau. Boys, pe aici trebuie să o iau? Pe aici, gen, trebuie să o iau pe aici? Ok, boys, ia stai că mă duce în partea asta. Însă am văzut ceva și pe aici, bro. Sau pe aici, nu? Ia, sau pe aici, boys? Băi, sunt mai multe părți. Ce crezi că pe aici? O fi că... A, ba nu pe aici, bro. Era prima dată. Băi, am văzut acolo ceva pe Shelly. Cum ar fi, băi, ca Shelly să fie șeful youtuberilor? Acum nu mai puteți să schimbați. Băi, adică dacă ați zis, ați zis. Nu vă acum că nu e că acum e Shelly. Nu. Nu voi puteți să schimbați, să nu trișați, băi, că nu e frumos, ok? Hai să mergem pe aici prin labirintul ăsta. Băi, destul de ciudat, bro. Mă pierd efectiv în el. Ok. Am mergi pe aici, mergi. Și am ajuns la fana angajată numărul 3. Ce se întâmplă aici? Hai să vedem. Deci am trecut de challenge-ul ăla. Nu sparge pământul greșit este al doilea challenge pe care îl găsesc în această bază. Și crede-mă că nu este ușor deloc. Hai să-ți explic de ce șeful, iară șeful, bă, cine-i șeful, a ales acest nume și în oricare altul. Ei bine, cu acest plan despre care tot auzi în continuu, el îți spune că va cuceri pământul. Și de aici și numele, probabil știi regulile acestui tip de challenge, așa că nu cred că voi fi voite să ți le mai spun și eu. Tot ce pot să spun este baftă și ai grijă. Sper că totul o să meargă bine. A, și da, ia lopata din item fail ca să spargi tot pământul acesta mult mai rapid. Da, deci era clar, boys, că trebuie să iau lopata din item frame. Hai să vedem care e treaba. Stânga, desigur, mijloc, dreapta. În continuare, stânga, iară stânga, iară stânga. Ba nu, mijloc acum, băi, deci efectiv nu știu ce să fac. Mijloc, stânga, dreapta, mijloc, stânga. Ok, bro, doar atâta? Ok, boys, ok, deci am terminat foarte rapid challenge-ul ăsta, având de vedere că era și lopata, mi-a luat vreo 20 secunde. Și avem aici The Floor is Lava. Hopa, este un parcurs cu lavă. Însă ghiciți ce, fraților, am un Golden Apple. Deci practic nu o să mă pună în dificultate acest parcurs absolut deloc. Și dacă pic, nu contează, lava. Probabil ai mai auzit de foarte mult timp numele acestui challenge, The Floor is Lava. Ei bine, pentru că șeful acestei baze este un foarte mare youtuber. El a trecut și prin acea perioadă, boys, perioada când se făceau videoclipuri cu The Floor is Lava, challenge-ul ăla care nu puteai să stai pe podea. Și s-a gândit să aducă acest challenge înapoi la viață. Fii atent la fiecare bloc pe care calci, pentru că lava, dar și scheleții din ea îți pot fura foarte ușor ochii. Acum nu mai avem timp de taclale, pentru că ai treabă să treci acest parcurs imposibil. Ok, hai să vedem, boys. Băi, deci efectiv, boys, dacă eu o să pic, nici măcar nu o să mă concentrez sau ceva de genul. Dacă am picat, o să mă ridic, știi ce zic? Adică ca toate marele, băi, eu o să mă ridic, practic am Golden Apple-ul ăla. Uitați-vă, boys, mamă, sunt efectiv un geniu. Și acolo este Shelly, boys. Efectiv, acolo este Shelly, man. Adică, probabil, șeful youtuberilor. Probabil, el a pus tot acest plan la cale. Hopa, am picat, boys, dar n-am nicio treabă, pentru că mă ridic. Adică, am trișat, băi, deci, efectiv, dacă nu cumva șeful youtuberilor are niște camere pe aici, e foarte nașpa dacă le are, boys, pentru că eu am trișat foarte mult. Adică, am trișat și la aia cu merele, am trișat și la parkour. Hai să vedem acum. Avem o de-asta plină de... avem o de-asta plină de cobweb. Însă Shelly în continuare acolo, boys. Credeți că el este mărețul băiat care are planul ăsta? Hai să vedem, hopa. Camera șefului și acolo e Shelly, bro. Deci înseamnă, înseamnă că Shelly este șeful, nu? Mamă, boys, deși ne-a scris Shelly la comentarii, a câștigat. Dar stai să vedem prima dată, stai să vedem. Deci înseamnă că Shelly este șeful, bro. Cine a scris Shelly la comentarii, a câștigat. Bravo, bă, fraților, stai să-i bat gardienii lui Shelly.
Mori așa, bun. Hai să vedem, camera șefului. Let's go, boys. Intrăm chiar acum în camera șefului Shelly. Hopa, ia uitați-vă la Shelly, care este șeful nostru. Shelly, frățiu, nu știam că ești tu, însă uite că acum mi-am dat seama. Marius, sunt uimit că ai ajuns la mine. Dar așa cum i-am pus pe toți să spună de la început că dacă vei ajunge la mine, îți voi spune planul, chiar este și asta voi face. Deci, boys, oficial Shelly este șeful youtuberilor din baza secretă, care are un plan de a acapara tot YouTube-ul. Acum urmează planul. Hai să vedem care este planul. Let's go. Hai să vedem. Planul meu este să postăm câte 20 de videoclipuri pe zi și să umblem toți atât de mult platforma încât să bubuim pe toată planeta și să ne știe toată lumea. Și prin acest plan ne-am îmbogățit și am devenit popular peste tot în lume și am detronat și toți ceilalți youtuberi. Ok, deci planul lui Shelly să posteze 20 de clipuri pe zi. Ok, baftă-ție, dar e cam imposibil dacă stai să vă întreb pe mine. Însă cine sunt aici să fiu pesimist cu șeful youtuberilor, practic. Știi ce zic? Și poate te întreb de ce Max Infinite este arma secretă. Pentru că, deci hopa, ați uitat, boys, că Max Infinite e arma secretă. Pentru că este cel mai urmărit și știut gamer din România și cu el putem bombarda foarte ușor zona de gaming și da jos pe ceilalți. Până acum și tu erai pe lista celor care voiam să-i dau jos, dar pentru că te văd așa motivat, aș vrea să te implic și pe tine în plan. Ce zici, te bagi? Da, frate, mă bag și eu, ho, ho! Ok, fraților, deci am intrat în baza youtuberilor și am rămas neapărat, pentru că o să rămân aici ca să acaparez YouTube-ul împreună cu frații mei youtuberi. Bine, băi și fete, că am scos acest episod. Dacă v-am bucurat, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și sper că v-am bucurat episodul și o să mai facem de genul. V-am pupat pe toți, pa, pa!